o dată, de unde vine Theo Rose? Măi, ce ți-a zis prima oară? Teoretic ar trebui așa să spun. Teoretic? Că mama avea când eram eu mică o grădiniță cu trandafir și că de acolo îmi vine numele. Ba nu, nu e adevărat. Așa, povești. Cineva m-a botezat. Știi, am avut o listă. Teo, Tea, toate numele așa pe care puteam să le am de scenă erau deja înscrise, unde știu noi că se înscriu numele. Așa. Și a trebuit să găsesc ceva lângă Teo. Și atunci am încercat toate culorile din lume, cu florile, coliflower, plante, tot ce s-a putut. Și altceva în afară de Rose. Rose nu era. Deci, a fost cel mai sonor. Cel mai sonor. Da, într-adevăr. Dacă e o coincidență, e o coincidență frumoasă și nu e o coincidență, cred. Și mă bucur asocierea. Deci să înțeleg că ești marcă înregistrată, da? Da. Mai nu, da. Florin, numai noi nu avem marcă înregistrată așa. Ia să mă înregistrez și eu. Iana Munteanu oficial, cum? Ce ai făcut de Revelion? Ce să fac, am cântat. Ai cântat, foarte au fost bine. Evenimente în perioada asta și a fost super frumos, am fost cu sora mea. Uh-huh. Am cântat în familie, pentru mine asta e cea mai mare bucurie, știi, că nu trebuie să mă despart de familie, să... E ea acolo, știi, un reprezentant măcar. Și vacanță tot în familie? Da. Îmi place cu familia, mă. Foarte bine, dar mă gândeam, oare voi când cântați, tu cânti cu ea muzică populară, că v-am văzut împreună cântând, da. Cântă și ea muzică ușoară cu tine? Adică pop sau... Mai nu cântă cu mine, dar are și ea programul ei de muzică. Are, da? Da, ea e cu, pe interberică, știi, muzică interberică, încearcă să se ducă cu fată spre zona aia mai vintage. N-am văzut-o niciodată. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară? Iară! Asta zic, uite cum le dai foc puțin. Spune-mi, te rog, ce n-ai spus niciodată la televizor și vrei să știe lumea? Acu 2018 e ăsta, anul revoluționar. E un an foarte bun pentru toată lumea, fii atent. Măi, și care-i faza? Bune. Se zghicesc în pal? Te rog, știi, cu scuipinol, cu de-asta. Da. O să, și că două iubiri mari, așa zice. La drum de seară. Două? Da, două. Trei copii. Un alt... Două deodată? Trei copii. Așa. Și o mână cam rece. Te simți bine? Ești... Sunt sinceră. Ești sincer. Sufletul e cald, vorba aceluia. Zim, uite-te la Oameni și Zile, ce vrei să știe despre tine. Vreau să știți, oameni dragi, că eu voi munci și îmi voi îndeplini toate visurile, nu sunt? Așa. Toate visurile. Și voi ajunge acolo unde îmi doresc și sper să vă bucur prin tot ceea ce voi face eu în această carieră și viață. De om. Băi, da. Bravo! Ai câștigat pentru declarația asta, declarația anului o să o dau. Da. Ai câștigat o lecție de patinaj cu Ramona. Știi să patinezi? Nu. Un pic. Nu. Acolo. Perfect. Ramona, o iei pe Teo mai încolo și încercați să patinați? Da. Dar aș vrea să-i pun și o întrebare dacă ai voie, dacă ai timp. Am aflat din sursele mele pe care le-am eu ascunse și nu de care nu trebuie să știe nimeni că tu erai cât pe ce să te desparți de iubitul tău de Crăciun din cauza unui admirator care ți-a trimis un buchet imens de flori. Ce s-a întâmplat mai exact? Nu, mi-a trimis un admirator. Ți l-a luat atunci? Sau uite cum a scos privirea aia de... Nu, că nu bat pe nimeni. Sunt pe Cileanu, așa. Nu vezi un pic privirea aia. Dacă nu, eu plec, mă duc la lift și te întreb de acolo. Fiare, am filmat o emisiune de Crăciun. Și la emisiunea aia, fiindcă era ediție de Crăciun, ne-au dat la final cât un buchet, știi? Era frumos, cu trandafiri și cu o sticlă în mijloc și cu un ursuleț, nu știu ce. Și acum i-am scos sticla, am pus într-un pahar de șampanie, știi, și stăteam acasă. Și vine, el lucrează și a venit de la muncă și vede și buchetul de flori și pe mine întinsă pe pașul. Și cam așa dragoste, știi? Gata, sărbătorile lui au fost... Sunt florile! Da, bine, eu mai fac farse de astea, eu sunt o dilie, eu fac tot felul de trăznei. Da, l-am băgat un pic în sperieți. A intrat în panică, s-a băniat. Mi-e frică cu farsele, de la o farsă poți să-ți pierzi viața. Eu o zic din propria experiență. Păi tu da, că tu ai un cuțit acasă. Păi da. Că am la risc așa. Uite-te, uite-te ce privire are Teo la televizor, vezi? Păi vezi? Când a întrebat Ramona, stai că mai întreb ceva și mai vreau. Totul iubitul? Nu știu că ai probleme, nu. V-ați împăcat? Sau Da, suntem mă rog. Așa, știu că ai probleme cu tiriștii, ai fost la un pas să mori. Vreau să am probleme cu tiriștii, n-auzi? Ce tiriștii? Probleme ai mai exact? Tiriștii? N-am probleme cu tiriștii. Mulțumesc Dumnezeu, am fost de până la cap de mică. S-a întâmplat în felul următor. După sărbători,
mă întorceam tot așa de la o cântare, eram tot cu prietenul, că el e cu condusul, cu asta, cu șoferia, cu așa, și a intrat în depășirea unui tir și tirul ăla, ce să vezi, a intrat și el în depășirea altui tir, știi? Și pe noi, bineînțeles, că ne-am măturat așa de pe șosea. Noroc că s-a întâmplat asta în dreptul unui scoar. Imediat după scoarul ăla urma o râpă. V-a accidentat? Mașina a fost... Ai sănătate, noroc! Ce vreau să te întreb? Sunt bolnav? Că am strănutat? Ia un aspac. Așa. Grijă mare cu drumurile. Da. Pentru că, mai ales în perioada asta, dacă dă și un pic din seara la noi, s-a terminat. Baftă la cântări, să ai un 2018. Mulțumesc, așa cum nu ai avut tu niciun an până acum. Doamne, ajută să te audă Dumnezeu acum. Mulțumesc. Și te mai așteptăm pe la noi și cu sorta vreau să o aud acum, cântări. Cu drag, gata, o aduc pe sora mea să vă cânte ceva. Dar nu, mai Florine, că mai am și o întrebare. Când te măriți? Dacă tot e peste tot prietenul cu tine. Mai aveți, dar așteptam. Ce mă, că prietenul mereu, ce... Mama pe mine m-a născut la 17 ani. Ce? Păi nu, că și mama pe sor mi-a născut tot de vreme pe mine. M-a făcut întârziat rău. Rău. Și vede că eu sunt mai coaptă așa, că am stat mai mult, știi? Toate la timpul lor, după prima declarație, eu zic că trebuie să te gândești serios. Teoroz, mulțumim frumos că ai venit pe la noi. Mulțumim, Teoroz. Iarnă frumoasă dacă vine. Iarna. Vine iarna. Să fie, Florin. Să vină, să fie nămeți. Asta e. Dar tu chiar așa, nu ți-ai dorit să ningă, Florin? Nu știu, n-am simțit Crăciunul ăsta, n-am nici simțit Revelionul, am pus luminițe, stau singure pe geam. Nu, parcă ai încă luminiți? Ai scos bradul? Am scos și bradul. Am păstrat luminițele cu speranța că o să vină un... Trebuia să fac un filmuleț cum a căzut colegul cu bradul în casă. No, ceva senzațional. Senzațional. A căzut cu bradul. Da, stați cu noi pentru că după pauză le punem pe patine. Ramona a acceptat provocarea, Teo a zis că acceptă și ea. Și Diana, aș vrea să te mai păstrez lângă mine totuși. Nu? Hai că încercăm după pauză.